Administrația Bazinală de Apă Jiu investește 150 de milioane de lei, fonduri europene, pentru punerea în siguranță a barajului Dumbrava-Rocșoreni, dar și pentru amenajarea râului Jiu. Acest lucru se va face prin mărirea gradului de siguranță a digurilor existente pe cele două maluri ale cursului de apă, stâng și drept. Administrația Bazinală de Apă Jiu are în implementare proiectul amenajarea complexă a râului Jiu în vederea apărării împotriva inundațiilor a municipiului Craiova. Proiect finanțat prin POIM 2014-2020, axa prioritară 5, promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii și gestionării riscurilor, obiectivul specific fiind 5.1, reducerea efectelor și a pagubilor asupra populației cauzate de fenomene naturale asociate principalelor riscuri accentuate la schimbările climatice, în principal de inundații și de eroziunea costieră. Ca urmare a viiturilor din anul 2014, din cauza unor infiltrații puternice, pe lângă conducta golirii de fund, lacul de acumulare Dumbrava a fost golit, prezentând o stare avansată de degradare. În acest context, era necesar un proiect pentru punerea în siguranță a barajului Dumbrava-Rocșoreni. Barajul Dumbrava a fost preluat de la ANIF, de către Administrația Bazinală de Apă Jiu în 2011. În 2014, urmarea fenomenelor meteorologice s-au înregistrat debite destul de mari. A fost un risc de a fi deversat barajul și tot atunci am constatat și infiltrații la colirea de fund. S-a luat, după trecerea viitului, s-a luat hotărârea ca barajul să fie golit, iar acumularea să funcționeze ca o acumulare de permanentă. Durata de implementare a proiectului este de 64 de luni, respectiv până la data de 31 decembrie 2023.